Românii sunt păcăliți frecvent de mâncarea nesănătoasă, spun specialiștii în nutriție din toată țara, care s-au întâlnit zilele trecute în cadrul unei conferințe. Ritmul de viață alert, stresul și neatenția ne fac pe mulți dintre noi să consumăm peste măsură alimente procesate. Pe termen lung, riscul de boli cardiace și diabet crește în ritm îngrijorător, ne atenționează specialiștii. Potrivit Institutului Național de Statistică, românii mănâncă în medie 2 kg de mezeluri pe lună. Silvia Klinger, nutriționist dietetician din Statele Unite. Când am venit prima dată în România și am intrat într-un supermarket, am fost surprinsă să văd că o mare parte din magazin era plină de carne procesată. Cârnați, multe procesate, salam. Și asta are o corelație cu faptul că boala numărul 1 din România e cea de inimă, exact ca în America. Le-am încercat, sunt foarte sărate și au multe grăsimi și sunt foarte nocive pentru inimă, pentru organism. Nutriționiștii îndeamnă pe oameni să fie cumpătați, pentru că aceste cantități mari de sare și grăsimi pot dăuna organismului pe termen lung. Însă, românii rezistă cu greu tentației. Iată care sunt cele trei alimente care nu le lipsesc din frigider. Adina Rusu, președintele Colegiului Teritorial al Dieteticii Iași. La nivelul țării noastre, rata alimentației nesănătoase este peste media Uniunii Europene. Prin alimentația nesănătoasă, în acest document se înțelege un consum redus de fructe și de legume și un consum ridicat de zahăr și de sare. Conform ultimului studiu realizat de Uniunea Europeană, în România alimentația nesănătoasă ar fi responsabilă pentru unul din patru decese, relatează știrile ProTV.ro.